Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre legea tineretului. Tinerii din România vor o legea lor, spun că au nevoie de acest lucru, legea care este în dezbatere la minister. Federația Tinerilor din Constanța este foarte activă în ceea ce privește această lege. S-au formulat la nivel național mai multe amendamente, dați-mi voie să vă citesc, 178 din câte știu eu, 150 au fost trimise de către Federația Tinerilor din Constanța. O să discutăm despre ele, nu despre toate, pentru că emisiunea noastră are numai 40 de minute, dar vom încerca să vedem care sunt cele mai importante amendamente formulate de către această federație din Constanța, dar vă propunem pe parcursul acestei emisiuni și alte două teme, cel puțin la fel de interesante. Veți vedea despre ce este vorba. Alexandru Bajdechi, președintele Federației Tinerilor din Constanța, alături de noi. Bună seara, Alexandru. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Eu mulțumesc. 150 de amendamente. Haideți să începem cu începutul. De ce este importantă această lege a tineretului și de când se lucrează la ea? În primul rând, această lege vine să înlocuiască o lege mai veche. Este vorba de legea 350/2006. Această nouă lege a pornit din necesitatea de a avea o lege care să fie practic utilă. Scuză-mă, legea în vigoare sau legea veche nu este utilă? Aproape inutilă. De ce spui asta? Pentru mai multe considerente. În primul rând, constatăm că aplicabilitatea acestei legi este minimă. În ce sens? Până și Ministerul Tineretului și Sportului, care anul trecut sau acum 2 ani a aprobat la nivel de guvern o strategie națională privind politicile de tineret, această strategie nu este bazată pe acea lege în vigoare, pentru că acea lege, sau care este încă în vigoare, nici nu prevede o asemenea strategie. Deci nici măcar acea strategie nu este bazată pe lege. În al doilea rând, sunt foarte multe dispoziții care sunt cu titlul general, adică statul încurajează tinerii în domeniul social sau da, în domeniul antreprenorial. Astfel de prevederi care nu au o aplicabilitate practică, adică nici nu permit Ministerului Guvernului să facă ceva concret pentru că au nevoie de un alt act normativ. Maculatură, practic. Exact. Fie chiar prevederea legii nu au fost puse în aplicare și aici o să fiu foarte concret. Legea prevede că la nivelul autorităților publice locale trebuie să existe fonduri pentru tineret. În Constanța noi avem, în urma unor demersuri pe care... N-am avut, dar acum avem de vreo 2 ani, în urma demersurilor pe care le-am întreprins. Subsidiar sau cum să spun, succesiv acestor fonduri, trebuie să existe și consilii consultative pe probleme de tineret. În Constanța avem, la nivel de municipiu și la nivel de județ, cel la nivel de municipiu chiar funcționează și este activ, la nivel de județ încă se mișcă mai greu, în sensul că hotărârea de Consiliul Județean este dată de anul trecut, dar încă nu s-au făcut formalitățile de constituire și prima convocare. Acum este vina? Sau nu este nicio vină, pur și simplu așa se întâmplă? Cred că e vorba de o delăsare. N-aș spune că e intenție, ci pur și simplu o neglijență și a președintelui Consiliului Județean, dar și a aparatului de specialitate, care poate nu simte așa nevoia că hai să începem să ne întâlnim să discutăm cu tine. Peste 2 săptămâni va veni domnul Țuțean într-o emisiune, ne-a promis și discutăm și aceste aspecte, da? Mulțumesc că l-ai adus în discuție. Deci astea au fost niște exemple cu privire la aplicabilitatea legii. Cam toată legea este numai în astfel de forme. Deci, era nevoie de o lege nouă, clară, da? Care să stabilească concret ceea ce face statul în domeniul politicilor pentru tineret. Acum s-a mai pus problema și unei codificări în acest domeniu, adică această nouă lege să includă cam toate dispozițiile referitoare la tineri din alte legi. Mă refer la tineri, nu neapărat elevi studenți. Noi am mai identificat niște legi care ar mai fi aplicabile, de exemplu, și sper să nu greșesc numărul, legea 15/2003, acea lege care prevede că autoritățile locale poate să atribuie tinerilor un teren, iar tinerii construiesc o casă, după aceea poate să cumpere terenul. Și astfel este un beneficiu, este un start într-o politică de locuință. Noi am propus ca această lege să fie codificată, adică să fie integrată în noua lege și noi chiar am formulat un amendament concret, adică practic am transpus toată legea într-un articol 2 și l-am integrat în lege. Ar mai fi de integrat prevederi din legea ANL-ului, care și alea au niște prevederi referitoare la tineri. N-am reușit să le integrăm noi, dar am lăsat această portiță deschisă și pentru minister să vedem ce va face. Mai este legislația cu privire la fundațiile județene pentru tineret, care până la urmă sunt vreo 4 acte normative care reglementează acelea subiect și toate se bat cap în cap. Avem un decret lege din 1990, avem o lege din 2002, o ordonanță de urgență care modifică legea din 2002.
și după aia legea din 2006, legea tinerilor, și toate aceste prevederi se bat cap în cap. Alte prevederi care mai sunt relevante vizează Consiliul Național al Tineretului. Este o inițiativă care a aparținut în jurul anului 2005 de a avea un Consiliu Național al Tineretului, pentru că la acel moment era un consiliu informal. El s-a constituit mai degrabă pe calea legislației generale, mă refer la ordonanța referitoare la asociații și fundații, și nu s-a mai constituit. Acum se pune problema dacă ar trebui să se mai facă sau nu, cât timp legea este în vigoare. Deci cam astea au fost niște premise care au dat startul discuției pentru o nouă lege, plus adaptarea la contextul european și cu atât mai mult cu cât acum o lună s-a aprobat strategia generală privind descentralizarea, trebuie să analizăm foarte clar care va fi rolul autorităților centrale și locale în domeniul politicilor pentru tineret. Am văzut printre propunerile voastre și desființări, desființarea Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret, cu înființarea concomitentă, spuneți voi, a unei instituții publice de interes județean specifică pentru tineret. Ce înseamnă asta? De ce se desființează? Da, în primul rând, noi am pornit de la o realitate și anume, sau mai bine, de la niște principii, iar acest principiu este cel al autonomiei locale. Descentralizarea implică transferul competențelor care sunt exercitate de către autoritățile centrale la autoritățile locale. Ceea ce la noi s-a tradus, poate în mod greșit, prin transferul instituțiilor și atât. Nu, tocmai că transferăm competențe, am apreciat că transferând acele competențe, Consiliul Județean va trebui să-și înființeze propria instituție care va avea acele competențe, urmând ca statul de funcție, organigrama, regulamentul de organizare și funcționare să fie stabilit la nivel local. Pentru că dacă tu vii prin lege și îi spui Consiliului Județean, ți-am dat DGST-ul actual și tu nu poți să decizi nimic cu privire la el, ci tot decidem noi prin lege, n-am făcut nicio descentralizare. Dar nu poți să-i mărești statul de funcție, dar și mai multe persoane dedicate. De aceea noi am spus, sigur că poate termenul de desființare este dur, dar el nu înseamnă că oamenii pleacă acasă, ci pur și simplu acele persoane care vor activa în cadrul Consiliului Județean într-o instituție subordonată, cei care vor fi pe tineret vor fi special pentru tineret și vom avea o singură instituție publică pe zona de tineret și noi am propus ca această instituție publică să ia în administrare și să administreze și centrul pentru tineret care tot întârzie. Iar pentru sport, sigur, este decizia politică a Consiliului Județean de a face fie un club sportiv județean, fie o direcție de specialitate, fie un compartiment în aparat de specialitate al Consiliului Județean, dar nu trebuie să dăm într-un mod indivizibil o instituție publică și spunem că am făcut descentralizare. Trebuie decizia să fie la nivel local. Am înțeles, consiliile pentru consultative pentru tineret, despre care spune că funcționează în primăria Constanța, de exemplu, da. Autoritățile locale, cum funcționează? Funcționează bine sau nu? Funcționează decent, ca să folosesc un termen potrivit, în sensul că cum s-a elaborat anul trecut proiectul de hotărâre și s-a adoptat hotărârea, s-a stabilit o componență, deci organizațiile care au vocația de a face parte din acest Consiliu Consultativ, și aici am să enumăr Federația Tinerilor la nivel județean, dacă există, în cazul de față avem doar una, FTC-ul, dacă există Fundația Județeană pentru Tineret, organizații ale elevilor, organizații ale studenților, structuri, pentru că nu prea sunt organizații, n-au personalitate juridică, ale tinerilor la nivel patronal, la nivel sindical, organizațiile de tineret ale partidelor politice, pentru că până la urmă toți suntem tineri și urmărim aceleași interese și faptul că stăm cu toții la masă nu este decât constructiv. Așa avea o anumită semne de întrebare aici, dar mă rog, nu intru în amănunte. Așa sunt lucrurile, da, așa. Da, vin și de la PSD. Tinerii care fac de parte la din partide politice o urmăresc într-adevăr interesul tinerilor și un alt partidului? Noi asta încercăm să-i facem să înțeleagă. Acum, dacă unii se implică mai mult în anumite acțiuni și alții mai puțin, sigur este treaba și fiecărui partid. Dar am înțeles, probabil că diferă de la caz la caz. Noi când ne întâlnim și discutăm în acest Consiliu Consultativ, noi abordăm problemele și interesele tinerilor, nu interese politice. Deși trebuie să spun că am văzut tineri din partide, consilieri sau membri de partid care fac lucruri interesante și importante. Da, și este foarte bine, iar prin acest dialog, indiferent de partid, de la toate partidele. Prin acest dialog se schimbă idei și tinerii poate din PSD, care normal nu se întâlnesc cu tineri din PNL, că sunt rivalitate, au oportunitatea să stea la aceeași masă, să discutăm concret nevoi comune. Vin și discută, da, chiar dacă sunt partide diferite, lasă măcar nu sunt discuții în contradictoriu la nivel de partide. Problema mai sunt când sunt anumite
diferențe de viziune asupra rezolvării unor anumite probleme. Am înțeles, e foarte bine, foarte interesant că se deci lucrurile funcționează. Acum, ceea ce am propus noi este ca aceste... Până la urmă, ce reprezintă acest Consiliu Consultativ? Reprezintă participarea tinerilor la luarea deciziilor, la nivel local. Există și o cartă la nivel european, vorbim aici de Consiliul Europei prin Congresul Autorităților Locale și Regionale, care a adoptat o cartă privind participarea tinerilor la luarea deciziilor pe plan local. Și în această carte se prevăd mai multe modalități prin care tinerii participă, iar unele sunt consilii consultative, forumuri, parlamente locale și alte asemenea structuri. Noi am formulat amendamente în sensul următor: să avem un consiliu consultativ pe probleme de tineret la nivel județean și doar la nivel județean și la nivel de guvern, pentru a nu se mai suprapune nivelul de municipiu cu cel de județ. Pentru că, în practică, componența este aproape identică și asta rezultă că se discută ceva, ar trebui să discute același lucru și într-o parte și în alta și ori nu se discută și este și o pierdere de timp. Deci se suprapun. Iar la nivel de comună, oraș, municipiu, pentru că ele nu trebuie neglijate, și în actuala legislație ele sunt neglijate, mă refer la comune, orașe și municipii care nu sunt reședință de județ, am gândit niște forumuri de tineret sau pentru tineret, indiferent cum sunt numite, în care ele, de fapt, sunt niște adunări. Adică primarul, cel puțin trimestrial, convoacă tinerii din acea unitate administrativ-teritorială, fie comună, fie că oraș, fie că municipiu, să discute cu ei pe probleme de tineret. Astfel, având un caracter mai puțin formal, și totuși permițând dialogul, pentru că în momentul de față nu există. Sigur că poate să existe o inițiativă particulară a unui anumit primar, care ar fi bună, zic eu, dar ele nu au un cadru legal. Și astfel noi am gândit că la nivel legislativ să impunem această obligativitate, adică cel puțin trimestrial, adică de 4 ori pe an, primarul să convoace tineri să discute cu ei probleme pe tineret. Sunt prevăzute și sancțiuni dacă nu se întâmplă acest lucru? Nu am prevăzut sancțiuni, n-am mers pe partea de sancțiuni. Sigur că ele pot fi și implicite, în sensul că dacă o autoritate publică nu își îndeplinește atribuțiile legale, există și posibilitatea obligărilor prin intermediul instanței de contencios administrativ. Dar tocmai nu am mers, uneori mai sunt gândite ca contravenție. Din întrebarea se pune cine le aplică, dacă le aplică prefectul, iar acum... cu siguranță deja e stabil la nivel politic că prefectul va fi demnitar și va fi numit de către guvern, asta se întâmplă și în prezent, și va fi om politic, asta va fi clar. E un pic absurd să cerem prefectului politic să amendeze primarul politic. Adică nu se întâmplă nici acum. Am înțeles, dar și acum avem legi care nu se respectă de către aleșii locali, consilieri, primari, nu-și depun rapoartele acelea celebre de activitate, nimeni nu le face nimic pentru că în lege nu sunt prevăzute sancțiuni. Nu cred că vor veni primarii din județul Constanța să se întâlnească periodic cu tinerii de aici, dacă cred nu că... le este impusă nicio sancțiune. Da, sunt de acord că ar trebui totuși să fie și niște sancțiuni exprese, însă n-aș merge neapărat pe logica sancționărilor și ei să-și îndeplinească aceste atribuții din frica de sancțiune, ci mai degrabă să le privească această posibilitate ca pe care încercăm, așa ar fi normal să un element de oportunitate. Adică cred că trebuie să rămână și primarii să înțeleagă că ei nu se consultă cu tinerii ca așa le zice legea, ci ca un demers prin care el de fapt își realizează atribuțiile în conformitate cu interesul general. Există exemple de bune practici în această privință acum în județul Constanța, localității unde putem spune că da, primarii ascultă într-o doar municipiul Constanța. Aș putea să spun că doar în municipiul Constanța, la nivel de alte comune, orașe, municipii, nu există consiliu consultativ pentru că obligativitatea este doar la nivel de municipiu, reședință de județ. Asta sigur nu îi oprește pe alți primari, dar tocmai faptul că aceste consiliuri consultative sunt formate din reprezentanța unor structuri, fie că vorbim de organizații, fie că vorbim de sindicate, patronate, etc. sau partide politice, ar fi mai greu la nivel de alte comune, orașe, municipii să se facă o structură mai măricică. Dar sigur că nimic nu îi împiedică nici în prezent pe primar să-i cheme pe tineri la discuții, hai să discutăm, uite, primar, vreau să propun următoarele lucruri, să zicem, că vreau să propun construirea de locuințe pentru tineri. Ce părere aveți? Unde ar trebui să fie amplasate? Nimic nu îi oprește să facă chestia asta în prezent. Totuși, dorim să creăm un cadru prin care să existe cel puțin premisa
unui asemenea dialog, pentru că, evident, dialogul în mod concret nu putem să-l stabilim. Și sigur, chiar și dacă există obligativitatea, primarul în mod concret poate să o trateze cu superficialitate sau nici să nu vină primarul să trimită pe altcineva. Da, știu, un city manager sau oricine altcineva, sau chiar dacă vine sau trimite pe cineva să nu facă nimic, dacă nu vrea să facă nimic, cred că poate. Tocmai nu vrem să fie un exercițiu formal, vrem să fie un exercițiu efectiv și de aceea nu neapărat sancțiunea este cea care va duce la efectivitatea acestei măsuri, ci mai degrabă înțelegerea. Există interes la acest moment sau acțiuni concrete din partea autorităților locale de a finanța evenimente organizate de către federațiile tinerilor? În momentul de față, atât la nivelul Consiliului Județean, cât și la nivelul Primăriei Municipiului Constanța, există fonduri pentru tineret. Adică, pe legea 350 pe 2005, este acea lege a finanțărilor nerambursabile, sunt prevăzute în mod distinct și acțiuni pentru tineret. Acum este... Asta este partea pozitivă, da? Partea pentru pozitivă, că avem și una da. Negativă. Cred că am și-am mai spus în emisiunea anterioară, problema este una poate de birocrație, unde nu neapărat devine este primăria sau Consiliul Județean, ci aceste formalități legislative, care sigur că au și ele rolul lor, tocmai există un control al Curții de Conturi, e vorba de cheltuirea banului public, ești pus în situația în care trebuie să faci foarte multă documentație, iar e posibil ca la final să nu fie proiectul aprobat din cauza poate unor erori. Sigur, asta este trist. Acum, din perspectiva tinerilor, studenților, elevilor, ei poate la vârsta asta au alte preocupări și au alte îndeletniciri decât cele de a scrie proiecte pentru finanțări. Și asta înseamnă și o responsabilitate, pentru că vorbești de banul public și atunci sunt aplicabile regulile finanțelor publice. Trebuie să faci achiziții publice pentru orice chestie, deci este complicat din perspectiva asta. În sensul ăsta, noi chiar am propus Consiliul Județean și sperăm ca în curt timp să se formalizeze, ca Consiliul Județean să fie deschis la propuneri, iar propuneri de proiecte din partea tinerilor, iar tinerii să nu implementeze ei proiectele, ci să le implementeze împreună cu Consiliul Județean, în care efectiv Consiliul Județean este cel care ordonă cheltuielile, ca să mă exprim așa, iar organizațiile nu umblă cu niciun ban, ci pur și simplu poate vin ele cu un aport, vin cu tineri, cu voluntari, cu materiale, etc., iar împreună să facă evenimente. Deci chestiunea aceasta de birocrație ar fi preluată cumva de Consiliul Județean, care are specialiști în domeniu, da, care exact, pot face acest tocmai lucru, care au experiență. Am propus președinte Tuțuianu această idee, a fost de acord, dar acum aveți să vedem cum se va concretiza în mod concret. Am înțeles. Ce se întâmplă cu această lege? Urmează dezbateri? Când, precum în, zis, că în această perioadă s-au depus amendamentele, iar specialiștii, ca să mă exprim foarte cuvincios, din Ministerul Tineretului și Sportului lucrează la definitivarea unei forme finale. Această formă finală va trece prin circuitul intern de avizare al Guvernului, adică va merge la alte ministere. Urmând ca fiecare minister implicat, finanțe, justiție, educație, muncă, etc., să dea un aviz. Sigur, el poate să fie și cu observații. În final, toate ministerele trebuie să se pună de acord și în momentul în care s-au pus de acord, proiectul merge în ședința de guvern. Acolo pot să mai există dezbateri, dar practica este că dacă s-au pus de acord ministerele, este ok. Și va merge spre Parlament. Dacă deci este o chestiune care durează, va dura probabil luni bune de zile. Vine vara, urmează vacanța acum, parlamentară. Acum, din ce am înțeles și din declarația ale ministrului de pe data de 2 mai, își dorește ca legea să fie trimisă spre Parlament în luna iunie. Înainte adică, de vacanță. Înainte de vacanța parlamentară, în orice caz, ceea ce și noi am semnalat este că această lege nu va trece nici măcar de prima cameră în această sesiune parlamentară, adică până la 1 iulie. Ea va fi dezbătută efectiv în Parlament în lunile septembrie, octombrie, noiembrie, poate și decembrie. Noi sperăm că legea va fi aprobată în toamnă. Acum nu vreau să fiu prea optimist. Legea va fi aprobată în toamnă dacă va fi un consens politic pe această temă și nu vor fi alte probleme. Iar una dintre probleme, și de aceea noi am venit și cu soluție, este descentralizare. Adică, guvernul a aprobat o strategie generală de descentralizare care vizează și domeniul tineretului. Cum am spus mai devreme, transferul de competențele de la aceste direcții județene pentru sport și tineret la autoritățile locale. Noi am venit mai mult decât ceea ce a făcut guvernul prin această strategie, am venit cu propuneri concrete, inclusiv pe text de lege, pentru că, până la urmă, ministerul are obligația și obligația asta este, ca să zic, scadentă undeva în toamnă, septembrie, de a elabora proiectul de lege sectorial descentralizării
pe domeniul tineretului și pe domeniul sportului. Dacă Ministerul Tineretului și Sportului, dintr-o prostie, aș putea să o numesc, sau prea multă aroganță, decide că da, noi trebuie să facem chestia asta, dar aia trebuie să o facem în toamnă, iar noi vrem să trimitem legea asta acum și nu vrem să ne facem mai devreme obligația din toamnă, și vor trimite o lege în care autoritățile, competențele autorităților publice nu sunt descentralizate, ea se va bate cap în cap cu ceea ce se va face în toamnă. Ele sigur că amândouă vor ajunge în Parlament, vor fi evident într-un conflict, nu pot fi puse amândouă în același timp în aplicare și probabil că, având voință politică pe legea descentralizării, descentralizarea o va lua înainte, probabil făcută pe repede înainte și prost, iar legea tineretului va rămâne la urmă și s-ar putea ca și 2018 să nu, la 1 ianuarie 2018 să discutăm despre acest lucru și în 2018. De aceea noi am fost prea proactivi și am pus această dezbatere. Bun, este nevoie de această lege, cred că aceasta este concluzia primei părți a emisiunii. Urmărim să vedem ce se întâmplă, evident vom avea niște răspunsuri mai clare în toamnă. O să luăm o scurtă pauză, după pauză discutăm despre Uniunea Tineretului Comunist din România, da, un subiect interesant, dar și despre sport și primării. Pauză și revenim. Ne-am întors, Alexandru Bașdechi, președintele Federației Tinerilor din Constanța, alături de noi, ca să încheiem discuția. Alexandru, cum sunt privite amendamentele, cele 150 pe care le-ați depus? Sunt foarte multe amendamente pentru că ele sunt strâns legate între ele și vizează mai multe domenii. Plus, multe sunt și de fond, dar și de formă. Am înțeles. Ideea era dacă ați primit sprijin de la colegi, de la alte organizații, federații, de la autorități. Da, noi am căutat, am mai discutat și la nivel național pentru sprijinul lor. Le-am trimis și la autoritățile locale din Constanța. Constanța, Primăria Constanța, Consiliul Județean. Ne-am bucurat de un feedback pozitiv, în sensul că atât Primăria Constanța cât și Consiliul Județean le-au trimis mai departe la organizațiile din care fac parte la nivel național, mă refer la Asociația Municipiilor, Uniunea Consiliilor Județene, pentru că până la urmă, cât timp se reglementează prin această lege și atribuțiile autorităților locale, ele trebuie să fie implicate în acest proces de consultare pentru că îi privește. Și atunci noi am luat-o înainte și am zis să discutăm deja și la nivel local și la nivel național pentru a avea amendamente cât mai bune și cât mai acceptate. Am înțeles, mi se pare corect. Comunism, Uniunea Tineretului Comunist din România. Bun, am zis că vorbim despre acest subiect pentru că Federația are noutăți interesante despre patrimoniul UTC. Da, acum problema asta s-a pus mereu în legătură cu patrimoniul, ar trebui privată și din punct de vedere instituțional. În anii după ce a fost Revoluția, exista, până să fie Revoluția, a fost UTC-ul, care era un ONG. Evident că după ce a venit Revoluția, această organizație n-a mai putut să funcționeze fiind incompatibilă cu noua, să zic, o rânduire socială. S-a pus problema, ok, ce facem cu patrimoniul? Care era? Patrimoniul însemna așa, bani și bani, foarte mulți bani, din câte înțeleg. Este vorba de undeva la 800 de milioane de lei, din câte am citit în presă, circa 50 de milioane de dolari, da? Un articol din România. Da, țin cont de devalorizarea, așa nu mai e greu de determinat acum, dar mulți bani. Eu spun ce am citit în presă, da? Pe lângă bani, este vorba și de foarte multe active, imobile, da? Cred că avem și în Constanța, nu? Da, există un imobil, ca să spun așa, mai reprezentativ în Mangalia, chiar la sensul giratoriu, la primul sens giratoriu din Mangalia, este o casă a tineretului, se numea, sau casă de cultura tineretului. O clădire scrie destul de mare, impozantă, da? Pentru Mangalia. Și două acolo, etaje, dacă nu din ce știm, noi nu se desfășoară activități pentru care această fundație a primit acest imobil, ci mai degrabă se închiriază mai departe pe motivul că, da, ne trebuie și nouă niște bani. Bun, haideți să revenim la poveste atunci. La poveste. A existat problema patrimoniului, că orice patrimoniu trebuie să aibă un titular. Ce facem cu acest patrimoniu? Inițial preluase statul, prin ministere, etc. A fost foarte mult lobby pe subiectul ăsta, că totuși patrimoniul tineretului să-l preia tot organizațiile de tineret. Cum? Păi să facem niște fundații care să fie conduse de către reprezentanța organizațiilor de tineret, care să administreze acest patrimoniu folositorilor. Foarte frumos. În 90 s-a dat un decret lege, cred că printre ultimele decrete lege date de Ion Iliescu, s-au făcut aceste fundații. Acest decret lege nu prevedea că patrimoniul nu poate fi înstrăinat. Și
Evident, a fost înstrăinat. Asta o mare parte că patrimoniul din... poate fi înstrăinat, exact. Exact. Pe care s-au făcut măgării, ca să le numesc așa. Cred că toată lumea e de acord că în perioada aia s-au făcut măgării. În 2002 s-a dat o altă lege, o lege 146/2002, care venea să clarifice, să reglementeze mai bine organizarea și funcționarea acestor fundații. S-a dat legea, prevedea că patrimoniul nu poate fi înstrăinat, dar această lege era gândită că trebuie făcut și un regulament de punere în aplicare și foarte multe prevederi erau condiționate de asemenea, un asemenea regulament, un HG. După aia, guvernul în același an a dat o ordonanță de urgență care a modificat legea radical, tot cu menținând această chestiune cu regulamentul. În 2006 s-a mai dat legea tinerilor, cum am menționat mai devreme, conținea niște dispoziții care se băteau cap în cap cu legea 146 modificată și ne aflăm într-o situație în care sunt acum, patru acte moment, normative, da, care se bat toate cap în cap și este foarte greu de a stabili care are prioritate față de cealaltă, chiar dacă le sunt succesive în timp. Sigur că au fost și procese pe tema asta, iar aș da un exemplu din zona Maramureșului, deci chiar Baia Mare. A existat această fundație județeană pentru tineret. S-a constituit o comisie în baza legii 146 care să monitorizeze activitatea comisiei, formată din reprezentant al Consiliului Județean, prefect, DGST și finanțele publice locale de la Ministerul Finanțelor. Această comisie a verificat activitatea, a constatat că are datorii, nu își îndeplinește activitatea și a pronunțat dizolvarea. A existat și un proces evident în care s-a contestat această dizolvare, s-a ajuns și la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a spus că este constituțională legea. Tribunalul a dat câștig de cauză fundației, dar la Curtea de Apel Cluj în ianuarie 2017, deci speța recent, a spus că decizia a fost legală și că practic bunurile fiind de interes public, este normal să treacă în patrimoniul Consiliului Județean. Noi am formulat un amendament văzând toată situația din ultimii 27 de ani că poate am fost prea idealiști, prea utopiști și trebuie să fim un pic mai pragmatici și mai sinceri cu noi. Ce scrie în acest amendament? Noi am propus desființarea acestor fundații pentru că ele nu au demonstrat că sunt un model viabil de administrare a patrimoniului UTC, cum am dat de exemplu mai devreme, se închiriază pe motiv că da, ne trebuie și nouă banca să plătim impozitul. Despre sediul din Mangalia, da? Dar situație generală și prin alte părți ale țării. Poate că oamenii au dreptate, o clădire din aceea necesită, din câte am văzut în imagini, necesită fonduri importante pentru întreținere. Înseamnă că modelul a fost gândit prost. Din moment ce tu dai în proprietate privată, automat ai de plătit impozit și automat trebuie să faci rost de bani. Și acum de unde faci rost de bani? Am înțeles, dar avem modele, extind discuția și fac o paralelă cu Casa de Cultură din Constanța, a ajuns un magazin de haine, de piele și de orice altceva, da, cluburi de manele și așa mai departe. Dacă l-a spus pe director, omul are pe undeva dreptatea lui, trebuie să-și plătească întreținerea, căldură. Subiectele sunt destul de asemănătoare pentru că și aceste Casa de Cultură este a sindicatelor, exact. E o asociație la nivel național formată din reprezentanții sindicatelor, este practic o filială. Dar este proprietate privată, efectiv ei își rezolvă singur treburile, deci nu este mai nu cer este din când în când ajutoare de la primărie, dar nu știu cât de legal poate să le dea. Ei, le-au dat, i-au ajutat cu plata, cu scutirea de impozit parcă acum câțiva ani de zile. Posibil, da. Asta să se poată. Ideea este că pentru aceste fundații, mai ales că ele trebuie să aibă, să-și cheltuiască fondurile pentru activități de tineret și nu să se ducă bani pe impozite și automat, vorbim de proprietate privată, plătești impozit. Considerăm că nu este un model viabil și, cum am spus și mai devreme, cu fondurile, tinerii au alte preocupări, adică eu sunt student, preocuparea mea principală este să merg la facultate și să desfășor activitatea specifică unui student, nu să stau să îmi bat capul cu administrarea unor fundații, cu nu știu câte mii, milioane de lei, astfel de chestiuni manageriale. E complicat pentru un tânăr, da. Eu am văzut că nu sunt tocmai tineri cei care fac parte din aceste federații. Da, asta e o altă problemă. Avem un exemplu celebru în Constanța, un domn care vroia sediul, un sediu de pe Calea Victoriei din București. Da. Este tocmai, da, s-am spus că modelul a fost gândit prost, poate a fost gândit cu dedicație prost și atunci au apărut tot felul de profitori.
indiferent că unii au fost condamnați încă sau urmează, sau alții încă nu au încă dosare penale deschise. Cât timp s-a pornit de la ideea că nu trebuie să le luăm noi și statul nu trebuie să aibă niciun cuvânt de spus, atunci clar deschidem portița către abuzuri. Iar Consiliul Județean recent și-a desemnat un reprezentant în Constanța, această, da. Și-a desemnat un reprezentant în această comisie care trebuie să evalueze, să monitorizeze Fundația din Constanța și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Finanțele Publice. Am înțeles că instituția prefectului încă nu și-a desemnat și sperăm să-și desemneze în cel mai scurt timp, astfel încât această comisie să cerceteze, dar nu în sens penal, ci în sensul efectiv administrativ. Ok, ce ați făcut? Sunt niște bunuri pe care le-ați primit de la stat. Că ei spun că nu le-au primit de la stat, că le-au primit de la UTC, dar în UTC nu mai exista. De le-au primit de la stat, că dacă le-au primit prin lege, cine ți-a dat legea? Statul. Bun, această comisie să vadă cum s-au folosit fondurile pe care le-au primit sau care au rezultat din aceste bunuri, de ce poate nu sunt evidențiate evidențele contabile, și aici am văzut că unele bilanțuri contabile sunt zero venituri, zero cheltuieli, deși se vede că se închiriază. Interesant. Da. Pe zero, da? Bilanțuri pe zero? Da, așa am văzut. La ce? Fundația din Constanța, în anul 2015 și 2014, și sper să nu greșesc, venituri zero, cheltuieli zero. Am zis, această comisie va verifica toate aceste lucruri, da? Da, sperăm să intre în funcțiune cât mai repede. Evident, fundația a atacat în instanță această desemnare a Consiliului Județean, dar n-au plătit taxa de timbru și chiar luni a fost anulată cererea. Am înțeles. Are dreptul sau nu are dreptul, în opinia ta, Consiliul Județean să desemneze un membru în această comisie? Este o prevedere în legea 146/2002 care prevede această comisie, inclusiv componența. Sigur, nu există în regulamentul de punere în aplicare care să stabilească mai multe detalii, dar anumite atribuții sunt prevăzute în mod expres de către lege, iar Curtea de Apel Cluj, rezolvând un litigiu de genul acesta, a spus că, deși a trecut foarte mult timp, nu s-a dat regulamentul, trebuie, Consiliul Județean are dreptul să facă chestia asta. Un domn din opoziție, am înțeles că a fost numit în această comisie. Da, Bogdan Bola, el PNL. A fost mai implicat în subiectul ăsta. Este foarte bine, că nu, asta nu e o chestiune politică, există chiar un consens și între PSD și PNL pe această chestiune. Exista consens, da, pentru numirea aceasta? Da, că altfel nu exista această numire. Acum, noi, cum am spus, sperăm să vedem, să intre în treaba această comisie, să înceapă să scoată la lumină. Ce se va întâmpla? Probabil că va redacta un raport la final, dar ce se poate întâmpla în activitatea acestei comisii? Poate să propună niște recomandări sau poate să aplice sancțiuni. Am spus deja că una dintre sancțiunea principală este dizolvarea fundației, iar în acest caz bunurile care au aparținut UTC-ului trec unde în domeniul public al județului. Deci nu pleacă la cineva acasă, ci intră în domeniul public, de acolo. După cum știți, Curtea de Conturi verifică modul în care sunt folosite bunurile din domeniul public. Dacă se fac lucrări, achiziție publică, deci nu se pun astfel de probleme. Sigur, Consiliul Județean mai departe, așa cum am propus și noi, să aibă o instituție publică care să administreze aceste bunuri, să le redea practic tinerilor, în sensul să facă activități, pentru că nici tu ca fundație te plângi că nu primești bani, dar nici tu nu oferi o încredere care să rezulte să primești bani, nici măcar n-au un site. Am înțeles. O să vorbim și despre sport puțin înainte de a vorbi despre sport, pentru că tu vorbim despre acest lucru, despre imobile pe care ar putea să le folosească tinerii. Ce se întâmplă cu acel celebru centru de tineret, Jean Constantin, nici nu știu cum se cheamă? Da, noi o să-i spunem Republica, pentru că nu recunoaștem. Ați mai primit informații? Nu mai avem nicio informație nouă. Nu mai primim nicio informație nouă. Din câte știm, trebuie să primească, nu știu, un aviz, două, trei, cu ISU, dar de mult, din noiembrie, decembrie. Da, ar fi trebuit, așa, nu oficial mi s-a spus și mie, să fie inaugurat până acum, suntem în mai, dar o să întrebăm la Consiliul Județean să vedem ce se întâmplă. Decembrie, septembrie, dacă ne tot ducem în timp. Noi am pus problema, noi am solicitat, cum am spus și mai devreme, ca o instituție publică care se ocupe pe zona de tineret să se ocupe și de acest centru. A existat o inițiativă din partea PNL-ului Bogdan Bola de a concretiza această propunere.
Încă nu s-a pus pe ordinea de zi, nu știm de ce, așteptăm. Am preluat modelul Bucureștiului, deci o primărie PSD, deci nu se poate spune că e o chestiune doctrinară sau vreun impediment să se facă această chestiune. Am înțeles, o să întrebăm oficial să vedem ce se întâmplă. Bun, ultimul subiect din această emisiune este legat tot de tineret și sport. Ministerul Tineretului și Sportului vrea să facă un lucru, mă rog, cel puțin interesant, să dea drumul finanțărilor din partea autorităților publice locale către sport, către da, domeniul eu nu sport. Știu, eu știu că se poate și în prezent. Acum știu că s-au făcut anumite măgării și aici vorbim de Constanța, poate fi un dat. Nu știu dacă exemplu. Sunt măgării, dar vom vedea ce decide instanța. Da. Au fost niște sume contestate, înțeleg că sunt niște, au fost niște la procese. La modul generic, legea finanțelor publice nerambursabile spune că trebuie să faci pe bază de concurs. În Constanța am văzut că s-a dat fără să facă concurs, s-a dat direct. Și atunci a intervenit un anumit organ judiciar. Da, vom vedea ce se va decide în cele acum, două hotărâri definitive. Asta pe un aspect, pe legea 350, din câte știu, pe legea sportului se pot da fonduri. Acum, cu privire la oportunitate și aici mi se pare mult mai important, finanțarea sportului trebuie să vize sportul de masă. Acum, dacă ne interesăm pe zona de tineret, sportul pentru copii, tineri, juniori și infrastructură. Adică, în Constanța ne plângem că nu avem un stadion cum trebuie. Că știți situația actuală lui stadion? Este la Ministerul Tineretului și Sportului, fusese dat în folosință gratuită la asociația Clubul Sportiv Farul, care a intrat în faliment. Sigur, târziu, guvernul și-a retras dreptul de folosință gratuită pe acel stadion. L-a luat înapoi la Ministerul Tineretului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, dar statul nu va investi în el. Adică trebuie să înțelegem chestia asta. Soluția este ca autoritățile locale să se ocupe pe infrastructura de sport. Sigur că nici în momentul de față nu e vreo lege care să le împiedice. S-a văzut la Craiova, de exemplu, sau Cluj. Dar trebuie să ai o bază de pornire. Știu că a existat o inițiativă a PNL-ului a PSD-ului de a prelua stadionul înainte de a se face descentralizarea și PNL s-a opus. Pe motiv PSD că și PMP s-a opus PNL-ul. Am făcut o emisiune despre acest lucru aici. Părerile sunt împărțite. Da, da, nu știu, am înțeles că s-a invocat că nu avem un studiu. Păi dacă ați face un studiu, mai întâi trebuie să-l ai, că altfel nu poți să te vine în curtea de conturi că de ce ai făcut un studiu pe un bun care nu ți-aparține. Dar nici nu poți să iei un bun în care investești sau ai putea să investești milioane de euro, îl iei ca să ce? Păi, da, este o chestiune tocmai că, care trebuie discutată. În proiectul de descentralizare, și aici mă refer și cel din 2013 care s-a blocat și strategia, se prevede că, în acest proiect se prevede faptul că activele, și aici mă refer stadioane, clădiri care aparțin DJST-ului, mă rog, vor trece la autoritățile locale și atunci se va face chestia asta prin lege și lucrurile vor fi clare. Deci e o chestiune de timp. Deci, de asta nu înțeleg. Am înțeles. Atunci să spunem așa, primăria are un buget. Această ordonanță de urgență care se dorește a fi trecută spune așa, 5% din buget poate fi alocat către sport. Important este, spui tu, spune federația, să alocăm acești bani către infrastructură și către sportul de masă, nu către anumite cluburi sportive. Da, n-aș limita suma. Asta e o prostie ce a spus și ministrul cu până în 5%. De ce? Mai mult poate sau cum, adică e autonomie locală, chiar neconstituțional să spui că până în 5% poți să dai. Dacă eu vreau să dau mai mult, care e problema? De asta decid? Dacă am bani, evident. Infrastructură, da, dar asta înseamnă că și autoritățile. Dar infrastructură ce înseamnă? Numai stadion sau înseamnă și piste de biciclete, locuri poate de fi, poți să alergi, stadioane, pe biciclete sau un sport, nu? Adică stadioane în cartiere, îmi spunea cineva din Germania că au două stadioane dacă pe care spațiu, poți dacă avem spațiu, da, și mai este, a mai fost stadionul acesta. Stadionul unde a fost meciul de baseball, da? Și acela. Stadionul în Portu, da, mi-a spus cineva acum câteva luni de zile și am și fost, a existat o bază sportivă interesantă pe Caraiman, un pic mai jos, spre kilometru 5, care acum e închisă, nu se mai poate ajunge. În primul rând trebuie să vorbim de responsabilitate. Cât timp autoritățile locale nu au responsabilități, adică să putem să-i tragem la răspundere, nu neapărat juridică, cât și politică, adică efectiv să putem certa primarul că n-a făcut ceva, dar pentru asta el trebuie să poată să facă ceva,
atunci nu o să se întâmple, pentru că ministerul e la București, e departe, iar acolo țipi la guvern și mă zic că da, dar avem și probleme și în altă parte, și în astea, și în astea, iar rezolvați voi la nivel local. Deci de aceea este importantă descentralizarea, să fie foarte clar că autorități locale se vor ocupa. Am înțeles că sunt discuții și sper să fie cât mai serioase pentru înființarea unei instituții publice la nivel local care se ocupe de sport, și aici vorbesc de un club sportiv, să aibă mai multe secții. Este o inițiativă foarte bună, iar cei care vor să facă sport de performanță, ia și invită să se listeze pe bursă. Și este un mod de capitalizare, deci fanii, da. Suporterii pot să cumpere acțiuni. Și atunci, prin cumpărarea de acțiuni, se emit noi acțiuni și atunci fanii cumpără acțiuni, se asigură finanțarea echipei. Nu cred că trebuie să stăm la mâna autorităților locale. Și aici se mai creează o problemă și o pun pe problema ajutorului de stat. Dacă vorbim de competiții sportive, zicem, campionat de fotbal, Liga 1, și zicem că o echipă este finanțată, pompată cu bani publici, păi este incorect față de alte echipe care sunt exclusiv private, nu știu, Steaua, Dinamo, etc., care nu beneficiază de același lucru și atunci automat este un dezechilibru și lucrul ăsta nu ar trebui să fie permis. Clar, și mai avem o problemă, noi nu știm încă modul în care se cheltuie banii pe care noi toți îi dăm către cluburile sportive. A fost o inițiativă a unui consilier PMP, Cecil Cantaragiu, de a cere un raport de activitate. Foarte bună inițiativa. Înțeleg că a primit un raport în două pagini, așa, o poveste, nimic foarte concret în aceste două pagini. Consilierii locali să fie un pic mai duri. Sigur că mai dur și mai transparent, care trebuie și noi să știm pe ce dăm banii care sunt ai noștri până acum, cum am spus și pe Facebook, nu-mi doresc să facem din sportiv bugetar de lux. Adică să creăm niște structuri private care efectiv sunt dependente la banul am public. Înțeles. Cel mai bun exemplu că ai dreptate este viitorul lui Hagi, care a devenit campioană națională fără să aibă sprijin de la primărie, de la autorități, printr-o investiție este privată. Este foarte bine că a făcut așa. Jos pălăria. Mulțumesc frumos, Alexandru Bajdeghe, pentru prezența în această emisiune și dumneavoastră că v-ați uitat, să aveți o seară excelentă în continuare.